A iubit teatrul cu toată ființa, a creat chipuri memorabile, iar astăzi talentul și prestația extraordinară de o viață i-au fost răsplătite cu ultimele aplauze, lacrimi și durerea despărțirii. Marele actor Mihai Curagău a fost petrecut pe ultimul drum. Mitingul de doliu a avut loc la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale. Omul de cultură a fost înmormântat la cimitirul central din capitală. Nu v-ați prins! V-am arătat ce înseamnă arta! Urmăriți secvențe din faimosul spectacol Angajare de clovn, în care Mihai Curagău a excelat alături de bunii săi prieteni, ultima dată a jucat în noiembrie, din ultimele puteri. Bineînțeles că spectacolul l-am dus până la capăt, l-a dus el până la capăt. Eu cred că, uite, atunci Mihai a murit ca actor. În scenă. Niciodată nu s-a plâns că îl doare ceva. Când îl vedeai că vine în față, parcă vinea o sărbătoare. Totdeauna găsea un cuvânt bun să-ți spună, un banc să-ți spună, o noutate frumoasă să-ți spună. Așa era el. A fost un actor legendar. El ne-a oferit lecția dragostei și a bunătății. Eu vreau să ne aducem aminte de Mihai Curagău ca de mare actor, dar și ca un om extraordinar de bun. Oameni de teatru, admiratori ai artei, spectatori, au venit să-i aducă un ultim omagiu actorului care și-a început activitatea la Teatrul Național Eminescu Pușkin pe vremuri și a continuat-o la Teatrul Satiricus, fiind printre ctitorii acestei scene. Mihai Curagău era un argint viu pe scenă și aceasta îmi dă dreptul să zic că el a adus acel spirit de combativitate a Teatrului Satiricus. Eu îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce a făcut pentru mișcare teatrală, dar în deosebire și pentru Teatrul Satiricus. Este o durere enormă. Acest artist mare, acest om și părintele nostru, de 26 de ani împreună muncim, nu știu ce o să facem fără el. Mihai Curagău a fost poate adevărul acestei profesii. El a fost tot timpul salahorul acestei profesii. A făcut niște roluri splendide. Un sufletist, un om în urma căruia încăpea durerea tuturor. Propria durere, însă, Mihai Curagău nu a spus-o nimănui. Despre suferința lui știa doar soția. A plecat sărmanul plin de durere, dar ca un erou a murit în chinuri. N-a vrut nici narcotici să-i pui, nimic absolut. Uneori pentru mine a fost cel mai principal om care m-a sprijinit, a fost iubit de toți. Mihai Curagău nu pleacă. El, probabil de sus, din ceruri, ne va mai învăța să facem teatru sau cel puțin va face un teatru mult mai bun acolo cu marii actori noștri care au plecat înainte. Mihai Curagău a fost înmormântat la cimitirul central din capitală în preajma Zilei Naționale a Actorului, profesie căreia i-a consacrat mai bine de jumătate de secol.